Sufocat de amar, Mihai Constantinescu și-a plâns durerea. Tot ce avea mai sfânt a pierit. Cea care i-a fost mamă, prietenă și confidentă, sora lui Elena, s-a stins din viață. Te caut pierdut, prin noapte și prin zi, la poarta cărui vis ne vom regăsi. Privește disperat groapa în care sora lui își va duce somnul veșnic și caută cu privirea disperat un semn. Un semn că Elena este bine și s-a liniștit după lunga suferință care a răpus-o. Cine știe despre tine, unde oare rătăcești, de ce nu mai vii la mine, spune unde ești. Întrebările îl copleșesc, iar în cel mai greu moment al vieții, Mihai Constantinescu e sprijinit de cele mai importante femei din viața lui, logodnica lui Simona, dar și Mihaela, fosta soție. A fost ca și mama lui, sora lui, prietena lui. Nu am cuvinte să o caracterizez. În fața durerii absolute, cuvintele pierd. Se aud doar scâncetele de disperare. Mihai. Ar da orice ca altcineva să-i strige numele și să-l încurajeze, iar acel cineva să fie Elena, așa cum a făcut-o și înainte cu câteva clipe să se prăpădească. Mihai să nu sufere prea mult. Lacrimile și suferința parcă îl înneacă, face un efort și încearcă să se ridice când îi răsuna în gând promisiunea făcută Elenei. Lângă tine voi fi întotdeauna. Știu. Și mai știe ceva de la sora lui. Chiar dacă sora lui suferea de mai bine de 8 ani de cancer, în ultimele momente din viață, Elena a făcut un efort supraomenesc și a transmis fratelui său un ultim gând. E incredibil ce a putut să-mi spune brusc. Mi-a spus câteva cuvinte foarte coerente.